Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Georgia Deaconu, maestrul tău Feng Shui. Astăzi am ales o temă specială pentru că suntem în ultima săptămână a lunii noiembrie și pentru că vreau ca tot binele din lume și toată abundența și tot ceea ce înseamnă energie pozitivă de beneficitate maximă să fie în casa voastră, am cumulat numărul întrebărilor pe care mi le-ați transmis pe Facebook și am făcut o statistică a tuturor întrebărilor în funcție de interesele manifestate. După ce am făcut această statistică, am constatat următoarele. Marea majoritate a persoanelor mă întreabă cum putem să transformăm energia casei noastre în ceva deosebit de bun, în care să ne regăsim ca într-o oază de liniște și de pace interioară pe aspectele și pe spectrul casei noastre, detașându-ne de tot ceea ce înseamnă tumultul exterior. V-am transpus câteva dintre ideile pe care mi le-ați sugerat, tocmai pentru că văd preocuparea voastră constantă despre cum ar trebui să fie casa noastră, despre ce energie ar trebui să potențăm și despre cum ar trebui să înlăturăm energiile negative. Ca să putem să răspundem la toate aceste întrebări, este foarte important să înțelegem în primul și în primul rând că Feng Shui-ul este o știință și nu o formă de divinație, da? Nu este o formă prin care ghicim lucrurile, e bine, nu e bine să le facem așa, nu îi băgăm banul în gură broaștei dimineața și îl scoatem seara, nu învârtim fântâna dimineață către centrul casei și seara o învârtim către exteriorul casei. Nu facem lucruri de genul ăsta, nu este nimic făcut aleator, nimic nu se întâmplă întâmplător, da, totul este măsurat, este calculat, este reglementat de o știință mai veche de 5.000 de ani, care până în momentul de față a dat rezultate extraordinare. De aceea vreau să conștientizați faptul că această știință este una dintre căile pe care puteți merge pentru a dobândi atât în casa voastră, cât și la serviciu, cât și în tot ceea ce întreprindeți în viața voastră, energia de care aveți nevoie pentru a putea fi împliniți, pentru a vă putea bucura de prosperitate divină, pentru a vă putea bucura de sănătate radiantă, pentru a putea călători, pentru a avea o familie frumoasă, armonioasă, copii împliniți, pentru a fi, într-adevăr, într-un ansamblu de echilibru și armonie. Mai mult decât atât, în momentul în care voi înși vă sunteți în acea stare în care aveți pacea și liniștea în sufletul vostru, cu siguranță pe parcursul timpului această stare se perpetuează în casa voastră. Dar pe lângă asta este foarte important să conștientizați faptul că spațiul casei voastre are o energie aparte care intră în simbioză cu ființa voastră și nu numai a voastră, cu toți membrii familiei, da? Dacă de exemplu avem o familie formată din mama, tata, fiică și fiu, da? Toți cei patru membri ai familiei contează în simbioza energetică a casei. În momentul în care noi echilibrăm toate aceste aspecte, vom constata că locul unde ne petrecem timpul în casa noastră pentru familia noastră sau locul de la birou în care ne petrecem timpul este eficientizat din punct de vedere energetic și ne oferă stabilitatea de care noi avem nevoie. Care sunt câțiva pași pe care ar trebui să-i facem pentru a beneficia de această stabilitate? Vom vorbi pe parcursul acestei emisiuni și mai mult decât atât vom vorbi despre 7 greșeli fundamentale pe care le fac marea majoritate a celor care s-au îndreptat către știința Feng Shui-ului și care au aplecat urechea, ca să spunem așa, la diversele bloguri și diversele informații din mass media care sunt neautentice.
Bineînțeles că până ajunge să discutăm despre toate aceste aspecte, ne respectăm ritualul nostru pentru emisiunea Totul este Feng Shui și am să vă rog să vă așezați confortabil în fotoliul vostru de meditație sau pe pat, acolo unde obișnuiți să intrați în comuniune cu energia divină și să respirați profund și lent, abdominal, inspirând pace și expirând tot ceea ce reprezintă griji, stresuri, anxietate, preocupări. Avem nevoie să ne golim mintea, avem nevoie să fim liberi de orice fel de o preocupare, să fim întru totul focuzați pe afirmația săptămânii. Așadar, în săptămâna aceasta am ales o afirmație care să ne aducă în prim plan esența energiei pe care urmează să o traversăm pe parcursul lunii decembrie. Am ales asta pentru că, iată, suntem foarte aproape de finalul lunii noiembrie și mai avem doar câteva zile până se termină această lună și urmează să beneficiem de schimbarea energetică lunară. Și pentru că beneficiem de această schimbare energetică lunară, v-am pregătit o afirmație specială. Așadar, respirând profund și lent, repetați odată cu mine. Aleg să mă bucur de sănătate radiantă, de iubire necondiționată și de prosperitate divină. Repetăm. Aleg să mă bucur de sănătate radiantă, de iubire necondiționată și de prosperitate deplină. Această afirmație creează, dacă vreți, un cadru de preambul al energiilor pe care urmează să le experimentăm pe parcursul lunii decembrie. Luna decembrie este o lună a bucuriei, este o lună a împlinirilor, este o lună a cadourilor, este o lună a dezinhibărilor, da? Este o lună în care ne facem cadouri unii altora cu toată dragostea, fără să ținem cont de obligații, fără să ținem cont de afinități politice, fără să ținem cont de tot felul de conjuncturi sociale, pentru că simțim în interiorul nostru o iubire care ne înconjoară și ne dă ghes, astfel încât fiecare dintre noi să putem ulterior să beneficiem de aceleași lucruri. Într-adevăr, luna decembrie vine cu această energie a iubirii necondiționate, dar despre această lună vom vorbi în emisiunea viitoare. Deocamdată ne concentrăm atenția asupra aspectelor care sunt îndreptate asupra alegerilor noastre. Săptămâna aceasta, cea care este reprezintă preambulul lunii decembrie, este o săptămână de alegere. Este o săptămână de conștientizare, este o săptămână de implicare activă în viitorul vostru apropiat. Dacă în această săptămână voi sunteți bucuroși față de tot ceea ce trăiți, față de tot ceea ce experimentați, chiar dacă la un moment dat s-ar putea să primiți o veste mai puțin veselă, da? De exemplu, cum ar fi că unei prietene i s-a întâmplat să piardă autobuzul în drum spre serviciu și din cauza asta i s-a tăiat din salariu. Sau lucruri care să vă afecteze în mod direct pe voi, lucruri superficiale sau de profunzime. Toate aceste aspecte vin să testeze capacitatea voastră de a vă bucura. Săptămâna aceasta, rugămintea mea pentru voi este să vă bucurați netăgăduit. M-ați auzit de foarte multe ori spunând că tot ceea ce reprezintă credință de jur împrejurul vostru trebuie să fie alimentată
cu o capacitate netăgăduită de implicare, da? Credința trebuie să fie totală, trebuie să fie convingerea, trebuie să fie atât de puternică încât să nu lase nici măcar o fisură de îndoială. Iată că în această săptămână nu vorbim despre credință, nu vorbim despre convingeri, vorbim despre capacitatea de bucurie, capacitatea de a experimenta prin prisma tuturor evenimentelor din viața noastră, pentru că o săptămână reprezintă o fracțiune din viața noastră, da? Reprezintă un eșantion al bunului sau al mai puțin bunului, al suișului sau al coborâșului. Reprezintă o mică parte din energia structurii sufletului nostru. Așadar, dacă voi în această săptămână de 7 zile veți experimenta bucuria totală față de tot ceea ce trăiți, chit că este bun, chit că este mai puțin bun, chit că este întristător, chit că este supărător, da? Bucurați-vă. Pur și simplu, bucurați-vă. Și o să mă întrebați, bine, dar cum pot să mă bucur dacă mi se taie salariul? Sau cum pot să mă bucur dacă pierd ceva? Sau cum pot să mă bucur dacă mă despart de prietenul meu? Sau cum pot să mă bucur dacă avem un impediment? Este foarte important să putem să depășim aceste momente în care, dacă la un moment dat ne este un pic mai dificil, să ne educăm propriul nostru ego și propria noastră minte să perceapă bucuria în tot ceea ce facem. Această săptămână de preambul este deosebit de importantă pentru noi, pentru că bucuria vine implicit cu schimbarea paradigmei energetice. Chiar dacă acum vă este un pic mai dificil, chiar dacă acum aveți tendința să vă întristați, chiar dacă acum vi se pare că cerul cade pe voi, chiar dacă aveți unul dintre membrii familiei în spital într-o situație mai dificilă, este nevoie să conștientizați că bucuria vieții voastre este primordială și să depășiți orice fel de impediment care vă limitează tot ceea ce înseamnă capacitatea voastră de bucurie, pentru că bucurându-vă de ceea ce trăiți, veți putea să-i ajutați și pe cei de lângă voi care se află într-o situație dificilă, veți putea să transmiteți mai departe și copiilor voștri această stare de exaltare deosebită, veți putea să conștientizați că, într-adevăr, viața merită să fie trăită în bucurie. Dar o să mă întrebați, cum se poate face schimbarea aceasta de paradigmă mentală în condițiile în care Feng Shui-ul ne învață că avem să aranjăm mediul înconjurător astfel încât energiile pe care le întâlnim să fie cele potențate într-o manieră benefică? Este foarte, foarte simplu. Este atât de simplu încât cu cât este mai simplu, cu atât este mai invizibil de constatat. Știți că lucrurile simple sunt cele pe care le vedem cel mai dificil. Iar lucrurile, dacă vrei să ascunzi un lucru, pune-l în fața ta, pentru că cu siguranță nu-l vei vedea. Așa s-a gândit și Dumnezeu. S-a gândit că în inima noastră va ascunde acea capacitate extraordinară de a ne bucura și ne va lăsa să căutăm zeci și zeci de ani, sute de ani, înțelepciunea Universului, până când, la un moment dat, ne vom întoarce către noi și în inima noastră vom găsi acea frântură de înțelepciune și de bucurie care ne conduce către capacitatea de a declanșa energia pozitivă. Vă spun toate lucrurile astea pentru că în săptămâna aceasta chiar puteți face schimbări majore în evoluția voastră. Chiar puteți beneficia de tot ceea ce înseamnă modificarea energiilor negative. Voi sunteți cei care puteți deveni remediu în viața voastră. La toate conferințele mele și la toate evenimentele,
S-a găsit câte cineva la un moment dat care să mă întrebe, bine, da, chiar am nevoie de toate remediile astea pe care ni le recomandați, și eu am spus de fiecare dată cu zâmbetul pe buze că voi înși vă puteți deveni remediu. Ei bine, în această săptămână aveți toată susținerea divină pentru a putea deveni remediu în viața voastră și în viața celorlalți. Câteva ingrediente de bază puteți folosi tocmai pentru a vă modifica structura internă și structura externă. Avem ca la o mâncare complexă, câteva ingrediente de bază pe care este nevoie să le amestecăm într-un ritual sacru, tocmai pentru ca mâncarea să fie binecuvântată și viața noastră să prindă gustul fericirii. Haideți să vedem împreună care sunt aceste ingrediente de bază pe care le putem folosi ca să dăm drumul fluxului de bunăstare în structura vibrațională a vieții noastre. În primul rând, aș vrea să detaliem cum ar trebui să fie casa fiecăruia, tocmai pentru a potența cele mai benefice energii înconjurătoare. Avem de ales câteva aspecte importante. Unul la mână este forma casei. Pentru că suntem în perioada lui 8, știm foarte bine că forma casei este ideal să fie pătrată sau dreptunghiulară. În China antică se păstra această formă, chiar dacă la un moment dat erau într-o cu totul și cu totul altă perioadă. Vom vedea că împăratul era înconjurat de sfetnicii săi, da, dar bineînțeles, prin curtea regală, tot sub formă pătrată, sfetnicii erau înconjurați de servitorii lor, servitorii erau înconjurați de persoanele de rang inferior și așa mai departe, până când se ajungea la cea mai de jos speță a ierarhiei sociale. În centrul palatului regal stătea împăratul, bineînțeles. Iar acolo, forma tronului era tot pătrată. Ceea ce vă recomand este să ținem cont de istorie pentru a putea creiona un viitor cât se poate de benefic. Pentru că steaua 8 este o stea de pământ, bineînțeles că forma pământului, dacă vă mai aduceți aminte de la cursurile anterioare, este forma pătrată sau dreptunghiulară. Deci, forma ideală a unei case pe care vi-o recomand în această perioadă este această formă pătrată sau dreptunghiulară, sau cel puțin să aibă o curte interioară care să creeze iluzia unui pătrat. Dacă nu aveți această curte interioară, o puteți crea. În condițiile în care aveți o casă sub formă neregulată, bineînțeles, incluzând curtea casei voastre în forma ideală determinată. Dacă de asemenea stați la bloc, veți putea completa colțurile lipsă ale formei ideale folosindu-vă de oglinzi, de plante și de lumini puternice și completând unghiurile moarte în măsura în care colțurile respective sunt într-adevăr benefice casei voastre. De ce spun în măsura în care sunt benefice casei voastre? Pentru că, de exemplu, am văzut și case în care colțurile lipsă aveau o asemenea energie nefastă, care era mult mai bine să fie în afara casei decât pe structura suprafeței casei respective. Și atunci, bineînțeles că nu este de dorit să completăm structura energetică a spațiului respectiv. După ce vom face acest aliniament energetic, cunoscând exact care sunt colțurile pe care ar fi bine să le completăm sau care sunt colțurile care ar fi bine să fie lăsate incomplete, da, vom trece la tot ceea ce înseamnă direcțiile favorabile și nefavorabile. O parte dintre voi mi-ați scris că nu vă mai aduceți aminte cum se calculează numărul coa și dacă aș putea să spun în emisiune ca să puteți reitera informațiile pe care le-am desfășurat pe parcursul emisiunilor anterioare.
Este foarte adevărat că n-am mai vorbit despre numărul CoA încă de anul trecut, dar pentru că știu că voi sunteți ascultători și fideli și urmăriți emisiunile noastre, m-am gândit că s-ar putea să vă mai aduceți aminte cum se calculează acest număr, ce ne dă direcțiile favorabile și nefavorabile. Datorită faptului că au fost destul de multe persoane care m-au rugat să reiterăm formula calculului numărului CoA, am să trec în revistă foarte rapid această formulă, tocmai pentru a vă aduce aminte și pentru a vă ajuta în facilitarea direcțiilor benefice pentru amplasarea casei voastre. În primul și în primul rând vreau să vă aduc aminte că există două grupe, grupă estică și grupă vestică. Persoanele care fac parte din grupa estică au ca direcții favorabile sectoarele de nord, sud, est și sud-est, da? Persoanele care fac parte din grupă vestică au ca și direcții favorabile nord-vestul, sud-vestul, vestul și nord-estul. Da? Bun, și acum, cum calculăm numărul CoA? Foarte important, de asemenea, este să știm exact data în care ne-am născut, iar pentru persoanele care sunt născute în ianuarie sau începutul lui februarie până la mijlocul lui februarie, vă recomand să verificați calendarul chinezesc al anului în care v-ați născut, tocmai pentru a vedea dacă nu cumva data nașterii voastre aparține anului anterior. Dacă data nașterii voastre aparține anului anterior, nu veți calcula, de exemplu, 5 ianuarie 1971, da? Nu veți calcula aparținând anului 1971 numărul CoA, ci îl veți calcula aparținând anului 1970. Deci veți cade o cifră, veți cade o unitate din anul nașterii voastre. Foarte important este să verificați, da? Să nu scădeți automat, pentru că anul nou chinezesc depinde în fiecare an schimbarea lui și această schimbare o regăsiți în calendarul chinezesc. Bun. Reiterând ceea ce am reformulat încă un pic mai devreme, ajungem la anul nașterii fiecărei persoane. Avem o formulă consacrată pentru femei și o formulă consacrată pentru bărbați. În momentul în care vrem să calculăm numărul CoA pentru femei, vom aduna ultimile două cifre ale anului de naștere, da, haideți să luăm un exemplu, 1982, da, 8 și cu 2, 10, respectiv cifra 1. Dacă suma celor două numere din coada anului face mai mult decât 10, o vom aduna de câte ori este nevoie până va da o singură cifră. Bun. Luând acest exemplu, da, vedem că cifra 1 se scade pentru femei, pentru bărbați, pardon, se scade din numărul 10, da? Iar pentru femei se adună cu cifra 5. Așadar, numărul CoA pentru bărbați născuți în anul 1982, avem așa, 10 minus 1 este 9, iar pentru femeile care sunt născute în anul 1982, am luat un exemplu aleator, da? Să nu-l credeți că este catalizator pentru toate persoanele, da? Așa, dar și pentru femei se va aduna cifra 1 la numărul 5. Deci, o persoană de sex feminin care s-a născut în anul 1982 va avea număr CoA 6. Așadar, în momentul în care știm că avem ce număr CoA avem, vom considera că facem parte dintr-una dintre cele două grupe. Și acum să vedem care sunt cele două grupe. Numărul 1, 3, 4 și 9 face parte din categoria grupei estice. Numărul 2, 6, 7 și 8 face parte din categoria persoanelor cu număr CoA vestic. Ce se întâmplă cu persoanele al cărui număr CoA este 5? Persoanele al căror număr CoA este 5 va fi transformat pentru femei
în 8, iar pentru bărbați în 2. Asta pentru că vechii asiatici, chinezi, da, au considerat că numărul 5 este un număr nefast pe care nu îl pot aloca nici uneia dintre categorii, nici pentru femei, nici pentru bărbați, și au alocat, au transformat numărul cu a 5 în cifra 2, iar pentru femei l-au transformat în cifra 8, ambele fiind grupă vestică. Bun, în momentul în care deja știți din ce grupă faceți parte, știți că aveți sectoare favorabile, exact așa cum le-am spus la începutul emisiunii. Drept pentru care vom continua să vedem cum alegem direcțiile favorabile după pauză. Așa cum v-am spus, am revenit cu direcțiile favorabile și nefavorabile în alegerea apartamentului sau a casei noastre. Tocmai pentru că am discutat despre cum aducem bucuria în sufletul nostru și v-am spus că această bucurie este declanșată inclusiv de aspectele energetice pe care ni le generează casa în simbioză cu propria noastră energie. Așadar, știind care sunt direcțiile noastre favorabile, vom alege o casă orientată cu fața către una dintre direcțiile favorabile. Ce înseamnă această orientare a casei? Știm foarte bine că orientarea casei vine de acolo de unde vine cea mai multă energie yang. În unele cărți de specialitate se recomandă faptul că orientarea casei este generată de către ușa casei. Dar, după părerea mea, există informații care necesită upgradare, necesită, dacă vreți, adaptare la vremurile pe care le trăim. Nu putem considera o casă energizată cu ajutorul ușii în condițiile în care ușa respectivă face parte dintr-un ansamblu al unui hol lung și întunecos pe scara unui bloc în care nu există niciun geam, niciun ochi de energie yang. Vom regăsi această situație în foarte multe dintre apartamentele ce se regăsesc analizate din punct de vedere Feng Shui. Bineînțeles că ușa respectivă aduce un surplus de energie, dar pe care îl putem considera într-o pondere mult mai mică față de energia care intră pe suprafața geamurilor ce energizează apartamentul. Așadar, pentru persoanele care stau în apartament de bloc, nu vom considera ușa ca fiind punctul de orientare al casei, ci vom considera energia pe unde intră cel mai mare flux de chi, cel mai mare flux, cea mai mare influență solară, da, plus amplasarea blocului. Dacă blocul vostru, de exemplu, este amplasat către o zonă care duce către o stradă principală. Dacă prin fața apartamentului vostru trece o stradă pietonală sau trece o stradă în care se circulă foarte mult cu mașini, cu viteză și așa mai departe, se vor analiza toate aceste aspecte pentru că ele, propriu-zis, declanșează orientarea energetică a casei. În momentul în care știm care este orientarea casei, vom putea suprapune direcția favorabilă a stăpânului casei și mare atenție că stăpânul casei este persoana din casă care are cele mai mari venituri. În ansamblul secolului acesta se consideră că cel care energizează casa într-o manieră potențatoare este persoana care aduce cei mai mulți bani în casă. Așadar, chit că este stăpânul casei, chit că este stăpâna casei, chit că este fiul sau fiica, indiferent de cine aduce cei mai mulți bani în casă, acela va fi considerat ca și generator de energie
vitală în casa respectivă și se va lua în considerare, îi se vor lua în considerare direcțiile faste ale acelei persoane pentru a cataloga dacă acea casă este benefică sau nu pentru familia respectivă. Bun, în acest context putem să dăm un exemplu foarte simplu. De exemplu, avem o familie modernă în care avem mama, tata și cei doi copii. Bineînțeles că tatăl are o meserie care susține întreaga evoluție financiară a casei și mama are o evoluție care se apropie foarte tare de veniturile pe care le aduce tatăl în casă. Chiar dacă veniturile sunt extrem de apropiate, vom considera energia masculină ca fiind cea care domină energia casei, drept pentru care vom confrunta energia tatălui cu direcțiile favorabile ale casei și vom vedea cât este de benefică acel spațiu pentru energia familiei în funcție de orientarea casei. După ce veți face acest lucru, veți constata dacă dormitoarele, bucătăria, băile, balcoanele, centrul casei sunt bine amplasate față de direcțiile voastre favorabile. În contextul acesta este foarte important să calculați numărul coa pentru toți membrii familiei și după ce veți calcula numărul coa pentru toți membrii familiei, veți alege spațiile cele mai bune pentru membrii familiei voastre. Nu veți alege niciodată o direcție de pierdere totală pentru un dormitor. Nu veți alege niciodată o direcție de 6 ucideri pentru un loc de învățătură. Veți fi foarte, foarte atenți la aceste aspecte pentru că ele vor genera viitorul membrilor familiei, drept pentru care vă recomand ca atât cei care locuiți la casă, cât și cei care locuiți la bloc sau la cort sau în copac sau unde locuiți voi, da, să țineți cont de amplasarea geografică a tuturor zonelor casei. După ce veți face lucrul ăsta, veți potența energia spațiului în care trăiți, respectiv dormitorul, sufrageria, livingul, locul de luat masa, bucătăria, baia etc., balconul, curtea și așa mai departe, în funcție de nevoile voastre personale. Și acum vom vorbi despre zodii. Fiecare zodie are, bineînțeles, o direcție favorabilă și știm foarte bine cele 12 zodii. Cum se așează, dacă nu le știm, reiterăm și le confruntăm cu energia casei. În sensul acesta ne aducem aminte că șobolanul se află pe sectorul de nord, bivolul se află pe sector de nord-est 1, tigrul se află pe sector de nord-est 3, iepurele se află pe sectorul de est, est 2, bineînțeles, dragonul se află pe sector de sud-est 1, șarpele se află pe sector de sud-est 3, calul se află pe sectorul de sud 2, avem oaia care se află pe sud-vest 1, maimuța care se află pe sud-vest 3, avem cocoșul care se află pe vest 2, avem câinele care se află pe nord-vest 1 și porcul care se află pe nord-vest 3. Așadar, pentru că tot am vorbit despre punctele cardinale ale fiecărei zodii în parte, voi știți cu siguranță ce zodie sunteți și veți potența sectorul din casă corespunzător zodiei voastre. Pe lângă asta, în momentul în care vă hotărâți să vă construiți o casă, sunt foarte importante materialele pe care le construiți în funcție de zona aleasă. Dacă sunteți într-o zonă plată, da, veți alege materialele în conformitate cu locația respectivă, de aceea feng shui-ul formelor de relief și al animalelor celeste este deosebit de important. Va fi luat în considerare orice formă de relief pe care o veți avea de jur împrejurul casei voastre. Am fost întrebată la diversele cursuri pe care le-am ținut. Bine, dar în oraș ce forme de relief avem? Că nu avem munți, nu avem văi, nu avem dealuri, nu avem lacuri, nu avem râuri și așa mai departe. Dragii mei,
v-am învățat de atâtea ori că indiferent unde ne aflăm, de jur împrejurul nostru, orice formă generează o energie. Și această formă, chit că este o ridicătură, chit că este o mobilă, chit că este o stradă, chit că este un teren viran, un parc, un pom și așa mai departe, generează o energie pe care voi o simțiți și care vă influențează în egală măsură în momentul în care trăiți în zona aceea. Pentru că vorbim despre cum să evităm greșelile în așezarea casei noastre, haideți să ne aducem aminte care sunt formele de relief de care ar trebui să ținem cont în mediul urban. Așadar, dacă avem un bloc mai mare decât acela în care noi locuim, acela va fi confundat cu energia muntelui. Dacă va fi o casă care se ridică la nivelul locuinței noastre, aceea va fi confundată cu energia unui deal. Dacă avem o alee de jur împrejurul blocului nostru sau de jur împrejurul casei noastre, o alee pietonală, da, aceea va fi confundată cu energia unui pârâiaș. Dacă dimpotrivă prin fața blocului nostru sau a casei noastre trece o stradă prin care se circulă intens și circulă și mașini în două sensuri și așa mai departe, acea energie va fi confundată cu energia unui râu sau a unui fluviu, așadar energie apă yang. Dacă, de exemplu, avem o curte sau un teren viran sau un parc în care avem deschidere foarte mare, vom vedea că acea energie va fi confundată cu energia unei câmpii sau cu energia oportunităților. Bineînțeles că toate aceste energii vor fi confruntate cu sectoarele din perspectiva cărora aparțin. Știm că sectorul de nord ar fi bine să regăsim broasca țestoasă, deci o ridicătură, un bloc, o casă mai înaltă decât zona în care locuim noi. Știm că sectorul sudic ar fi bine să regăsim o deschidere, un parc, o parcare, ceva care să ne ofere oportunități și deschidere. Știm că pe sectorul de vest e bine să regăsim energia tigrului alb, da? Adică un deal care să coboare ușor lin, iar pe sectorul de est vom regăsi energia dragonului verde, acolo unde vom regăsi mai multe blocuri ce coboară în trepte, respectiv destul de abrupte. Bineînțeles că toate aceste energii este indicat să le catalogați înainte să vă angrenați în construirea unei case. Iar dacă deja aveți această casă, e bine să le potențați și să eficientizați energiile înconjurătoare, astfel încât lucrurile să se așeze în favoarea voastră. V-am promis că vom face în așa fel încât în emisiunea de astăzi să vorbim despre cele 7 greșeli fundamentale pe care le fac marea majoritate a oamenilor în momentul în care încearcă să-și aranjeze spațiul într-o formă feng shui. Ei bine, pentru aceste 7 greșeli am să vă rog să vă luați un pix și o foaie și să notați împreună cu tot ceea ce am să vă povestesc. Prima și cea mai importantă greșeală pe care o fac telespectatorii noștri este să-și amplaseze patul pe o latură unde acesta va fi lipit de perete. V-am spus încă de când am început eu să fac emisiuni că această energie a lipirii patului de perete aduce energia singurătății, energia bolilor și atrage tot ceea ce înseamnă energia celor 5 fantome. Ei bine, în momentul în care vă blocați această energie de ascensiune, veți rămâne singur cu o droaie de pisici pe capul vostru în cazul cel mai fericit. Dacă nu, la un moment dat o să ajungeți să vă plângeți de milă că uite ce nefericit sunt eu, în condițiile în care puteți să faceți o simplă mișcare în dormitorul vostru și să vă amplasați patul către deschiderea din centru a acestuia pe o direcție favorabilă, ideal direcția de sănătate. Așadar, vă recomand ca patul vostru să nu fie lipit de perete în momentul în care dormiți de-a lungul peretelui, da? Vă recomand ca capul patului vostru să fie sprijinit. Asta înseamnă să dețină susținere divină și în momentul în care deține această susținere divină, el va avea
pe energia capului o tăblie. Această tăblie este foarte important să fie una de calitate, adică să ofere stabilitate, să ofere fermitate și mai mult decât atât să ofere vise relaxante, da? Cu cât capul vostru va fi mai mult în aer, adică se va afla lipit de perete sau pe lângă acesta, da, paralel cu peretele, cu atât visele voastre vor fi bântuite de energii care nu vă vor da pace, liniște și odihnă. După ce vom amplasa patul pe care, așa cum v-am spus, vă recomand să-l amplasați în conformitate cu energia sănătății, ținând cont și de dormitor în ce zona a casei este amplasată, vom trece la cea de-a doua greșeală frecventă pe care o fac marea majoritate a telespectatorilor noștri, respectiv țin lumina stinsă pe hol. Ce reprezintă holul? Holul reprezintă comunicarea. Holul reprezintă trecerea dintre fluxurile de energie ce se întrepătrund în casă. Dacă acest spațiu al holului este întunecat, este întunericos, este devitalizat, este ținut sub o formă yin, la un moment dat și energia aceea devine stagnantă. Ei bine, dacă energia trecerilor dintr-o cameră într-alta sau dintr-un spațiu deschis în dormitor este una de tip stagnant, gândiți-vă la ce fel de șoc energetic supuneți voi întreaga voastră ființă în momentul în care parcurgeți toate aceste traversări dintr-o cameră într-alta. Gândiți-vă totuși că aveți nevoie de un echilibru, gândiți-vă că aveți nevoie de lumină, gândiți-vă că aveți nevoie de sănătate și toate aceste aspecte se pot completa în ființa voastră doar menținând un echilibru între zi și noapte, între întuneric și lumină. Recomandarea mea este să țineți lumina aprinsă în permanență pe hol, să puneți becuri economice care să știți că vor consuma de 10 ori mai puțin decât un bec clasic, pentru că dacă priviți lucrurile din prisma economiei, veți putea menține lumina aprinsă ori de câte ori veți folosi becuri economice. La mine acasă, să știți că toate holurile mele sunt luminate. A fost o întreagă poveste în momentul în care a trebuit să explic membrilor familiei mele de ce ținem lumina aprinsă, dar în momentul în care au constatat beneficitatea luminii pe holurile respective, pentru că și eu am colțuri ascunse, am holuri înguste care fără lumină ar fi întunericoase, da? Și constatându-se beneficitatea luminii pe holurile respective, de acum și copiii mei știu că este absolut nevoie să ținem lumina aprinsă pe acele holuri. Cea de-a treia greșeală esențială este reprezentată de energia televizorului în dormitor. Deși există unele școli care, hai să spunem că nu sunt atât de vehemente împotriva acestui element în dormitor, adică a televizorului în dormitor, vă spun clar că din punct de vedere energetic, televizorul aduce energia apei in. Cum ar fi să dormiți deasupra unei bălți? Cum ar fi să dormiți în cameră cu o energie de apă statică? Dormitorul vostru oricum reprezintă o energie yin, pentru că aveți nevoie de relaxare, de somn, de introvertire, de detașare față de tot ceea ce înseamnă tumultul zilei. Dar pe lângă această relaxare, în momentul în care voi aduceți în energia dormitorului vostru un element care... Vorbesc de momentul televizorului în care stă închis, da? Pentru că atunci el aduce energia apei in. În momentul în care televizorul este deschis, este alimentat de potențialul focului yang, pentru că prin televizor, da, merge curentul, deși există unele școli în care nu este luat în considerare televizorul ca fiind un element de influență al energiilor din casă, eu vă spun că tot ceea ce ne înconjoară reprezintă un anumit tip de energie. Și televizorul aduce agitație, aduce insomnii, aduce
disperare și aduce mai mult decât atât gânduri negative care impregnează energia somnului. Gândiți-vă că ultimile gânduri cu care voi adormiți sunt acelea care impregnează somnul vostru. De aceea există mai multe școli, inclusiv școlile de programare neurolingvistică, cele care spun ca și secvență decisivă, înainte să adormi, fă-ți o meditație ușoară, tocmai pentru a aduce energia păcii, a liniștii interioare și a divinității în substratul ființei tale. Nu te uita la filme cu bătăi, nu te uita la știri dezastruoase, nu te uita la ce a pierdut unul și altul, lasă catastrofele în grija universului, tu concentrează-te asupra vieții tale și asupra beneficității vieții tale. Cea de-a patra greșeală esențială o reprezintă energia țevilor sparte și a pereților neamenajați. Acolo unde există o țeavă spartă, acolo unde există o scurgere, acolo unde există o inundație, aduce energia pierderilor de bani. Așadar, în momentul în care apartamentul vostru, casa voastră, tot ceea ce voi aveți în interiorul casei voastre este impregnat de o inundație, de o spargere de țeavă care curge, să știți că este nevoie urgentă de reparații instantanee. Asta da, în cazul în care, bineînțeles, nu sunteți dispuși să plătiți mai mult decât câte cazul și să pierdeți bani implicit. Cea de-a cincea greșeală este de a vă aduce animale și flori moarte în casă. Animalele împăiate și flori imortelele au energie statică. Doar în cazul în care casa respectivă nu aparține unui vânător care a consacrat energia animalelor respective divinității și a pus pe spatele acestor trofee, pentru că reprezintă trofee, simboluri de închinare a respectivelor animale către energia universului. Altfel, animalele respective generează energia morții, plus florile imortelele și ele aduc energie statică. Cea de-a șasea greșeală este cea a oglinzilor amplasate în locuri necuvenite. Respectiv, în dormitor oglinda nu are ce căuta, bineînțeles avem exces de apă yin și atunci vom vedea cum este să dormi într-o bălteală și într-o agitație permanentă, iar oglinzile vor fi amplasate astfel încât să nu reflecte uși, geamuri sau imagini nefericite, respectiv dezordine, respectiv mizerie, respectiv tot ceea ce înseamnă multitudine de aglomerare de cărți și așa mai departe. Până când veți reuși să ordonați casa voastră, e foarte important ca oglinzile să vadă imagini fericite, coșuri de fructe, flori, apă curgând curată, bineînțeles, tot ceea ce poate fi reprezentat în casa voastră de efecte pozitive. Cea de-a șaptea greșeală pe care o fac marea majoritate a oamenilor cărora le plac florile în casă este să le lase pe acestea la intrarea în casă neîngrijite. În momentul în care la intrarea casei voastre lăsați flori sau plante care au frunze uscate, pământ neîngrijit, flori neudate și așa mai departe, gândiți-vă că energia constructivă, energia generatoare de vitalitate va ocoli casa voastră, pentru că această energie este atrasă de tot ceea ce înseamnă prospețime, de bună dispoziție interioară, de veselie, de gândire pozitivă și de vizualizarea aspectelor de beneficitate în viața voastră.
Acestea au fost cele mai importante greșeli pe care marea majoritate a telespectatorilor noștri le-au menționat că le fac de-a lungul expunerilor noastre. Foarte important este să vă feriți de toate aceste lucruri pe care le-am menționat, iar casa voastră să o energizați în fiecare zi deschizând geamurile larg cel puțin o jumătate de oră. Indiferent că e frig afară, indiferent că este soare puternic, indiferent de intemperiile de afară, vă recomand să energizați casa cu aer proaspăt cel puțin o jumătate de oră. Deschideți larg geamurile tocmai pentru a invita energia ciului către casa voastră. Mai mult decât atât, reușiți să vă cuplați la energia divină, conexându-vă mintea și inima voastră cu tot ceea ce înseamnă stare de meditație, stare de liniște și pace interioară, pe care să o amplasați într-o zonă specifică a casei voastre, de unde de altfel să plece tot ceea ce înseamnă beneficitatea energiei apartamentului sau a casei voastre. Sper că a fost o emisiune care v-a bucurat cunoștințele mentale, pentru că, așa cum v-am spus de la început, astăzi vom vorbi despre casă și despre cele mai importante greșeli pe care le fac marea majoritate a telespectatorilor noștri. Știți foarte bine că este important să aplicați ceea ce învățați în această emisiune, pentru că mai mult decât aceste cunoștințe reprezintă practica universală. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă urez să puneți în aplicare tot ceea ce v-am destăinuit în această emisiune, urmând ca viața voastră să fie din ce în ce mai bine în energia, în energia fluxului de chi, în tot ceea ce înseamnă Feng Shui. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez ca viața voastră să fie Feng Shui.